Cursa pentru obținerea fotoliului de primar al municipiului se arată una interesantă, iar candidații nu întârzie să apară. Astăzi a venit rândul Partidului Național Țărănesc să-și valideze candidatul în persoana lui Dorel Labo. Fostul viceprimar al Zaleului plănuiește o revenire pe scena politică sălăjană, fiind candidatul PNCCD pentru alegerile locale din 5 iunie. Prezent la lansarea oficială a candidaților PNCCD pentru alegerile locale din 5 iunie, acesta a enunțat direcțiile prioritare de acțiune incluse în programul electoral. Ce vreau să facem în Zalău, în primul rând, și apoi mai departe, dacă vom reuși, vrem să implicăm cât mai mult tinerii, pentru că suntem conștienți că prin ei putem aduce un suflu nou în politică și în administrație. Cred eu că, printre altele, discutăm despre trei direcții principale: infrastructură, servicii publice și servicii sociale. Legat de infrastructură, încă de pe vremea când eram viceprimar, am susținut că e nevoie de amenajarea unui spațiu pentru spectacole în aer liber și, după cum știți, în 2012 a apărut și legea picnicului. Ar fi bine să amenajăm un astfel de spațiu, astfel încât să mutăm latrina de zilele Zalăului din centru, când nu mai poți trece prin spatele blocului vreo săptămână fără mască de gaze, într-un spațiu special amenajat, unde să poată să se simtă bine lumea la 10.000 de W putere instalată și, pe de altă parte, în fiecare weekend, pentru că nu toți stau la case să aibă o curte, o grădină, să-și permită un grătar. Praf și mizerie în Zalău. De ce este praf și mizerie în Zalău? Ne spălăm mașinile astăzi, peste 3 zile sunt pline de praf. De ce? Dacă mergeți de aici până la gară, o să vedeți că fiecare zonă adiacentă străzilor, unde trebuie să fie spațiul verde, este de fapt plină de nămol. De ce este plină de nămol? Păi simplu, pentru că n-au unde să parcheze oamenii. Și atunci când au plecat de pe bucata respectivă, ce se întâmplă? Plin de noroi pe care îl aduc pe străzi, care se usucă și se transformă în praf. Aș trece acum la problema legată de serviciile publice. Poate știți, poate nu știți, în primărie există implementat un sistem de managementul calității, care presupune că activitatea de acolo se îmbunătățește an de an, după fiecare analiză care se face, analiză a managementului și auditurilor de supraveghere care ar trebui să se întâmple și a celor interne. Chiar mă pricep la acest domeniu pentru că sunt abilitat să vorbesc despre această chestiune. Vreau să vă spun că nu se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Dacă angajații primăriei ar fi instruiți an de an, așa cum cere acest management al calității, și ar fi și verificați ce cunoștințe au dobândit în plus sau cum au rezolvat problemele, pe de o parte, și pe de altă parte, dacă serviciile pe care le oferă primăria, că până la urmă el este un furnizor de servicii către cetățenii de la care cere bani ca să plătească acei funcționari publici, dacă ar exista, cum spuneam, o evaluare a satisfacției clienților, condiție impusă de standardul 9001, atunci am vedea unde trebuie să lucrăm. Din păcate, lucrurile se fac heirupist la ora de față. Adică nu există, în fapt, funcționalitate în acest management al calității, care ne poate furniza foarte multe lucruri inteligente și ne pot aduce pe un drum mai bun. Lupta se arată a fi una acerbă, iar miza este mare. Locuitorii Zalăului își pun toate speranțele în viitorul primar, sperând că alesul le va reprezenta interesele și va duce la bun sfârșit proiectul de modernizare al municipiului.